anii au trecut și cu ei vechile împrejurări, imagini, sunete, chiar și vechea locuință. Deja nu mai împărtășesc același sector cu biblioteca, însă i-am rămas fidelă, căci mereu când am nevoie de un anumit material, biblioteca nu mă descurajează și mi oferă tot ce-mi trebuie. Pe parcursul a 7 ani de studii, pășesc pragul bibliotecii mele de suflet, Biblioteca Publică Transilvania, care este un templu al lecturii ce ne permite să vorbim cu cartea, icoana sufletelor noastre, ce ne pictează cu iscusință cunoștințele. Biblioteca este locul care ne păstrează amintirile, ne delectează și ne farmecă cu mulțimea de tezaure ce așteaptă fără răgaz să fie răsfoite. Deja de 2 ani particip la concursul Bătălia Cărților. Anul trecut am ajuns în finală, anul acesta vedem! Mi-aduc aminte și acum când la inițiativa ingenioasei profesoarei de limba română, împreună cu colegii mei, am fondat un salon de lectură, ce abordează diferite tematici, desigur, despre literatura română, pe care îl desfășurăm în fiecare săptămână, în incinta Bibliotecii Transilvania. De fiecare dată domină o atmosferă fără constrângeri și inhibiții, ne exprimăm liber părerea, discutăm și analizăm opere, autori, descoperim noi talente, creștem și creăm. În cadrul acestor evenimente, am ieșit din zona mea de confort, am învățat să țin un discurs în fața mulțimii și am cunoscut oameni de valoare a societății noastre. Biblioteca este familia mea, sediul în care mă refugiez pentru a promova frumusețea cuvântului românesc, unde mă rătăcesc printre multitudinea de opere preferate și scriitori geniali. Unicul loc în lume unde te poți teleporta în trecut, prezent sau viitor. Biblioteca nu este doar despre carte, dar și despre oameni. Bibliotecarii sunt oamenii care m-au ajutat să mă formez ca personalitate, iar contribuția fiecăruia dintre ei este una crucială, deoarece anume de ei va depinde cum va arăta societatea noastră în viitor. Îmi aduc aminte și acum când prima dată am pășit pragul acestei biblioteci pe când eram un pui de om și datorită lor am devenit un om puternic. Sunteți un exemplu pentru noi și o motivație pentru a continua să luptăm și să nu cedăm niciodată. Dacă vreți să obțineți cheia succesului, perdeți-vă în labirintul cărților și sorbiți lacom din nectarul cunoștințelor.